Bine v-am regăsit! Azi inaugurez un nou playlist, o nouă serie. Ea este dedicată problemelor, rezolvării problemelor, dar spre deosebire de celelalte serii dedicate problemelor, aici voi arăta greșeli care apar frecvent în rezolvare, mai ales ceea ce profesorii numesc greșeli tipice. Acestea sunt greșeli care se pot datora mai multor motive. De pildă, se aplică o formulă într-un context care nu e potrivit pentru formula respectivă. Sau nu este înțeles corect sensul fizic al fenomenelor care au loc. Sau se neglijează un aspect care în contextul problemei nu poate fi neglijat. Sau nu se observă ceva și așa mai departe. Greșeala care apare în rezolvarea de azi se datorează faptului că se neglijează ceva, ceva ce poate fi neglijat într-un anumit context, dar nu în contextul problemei pe care vă prezint imediat. Să vedem. Problema este foarte simplă, puteți vedea enunțul ei acum. Avem deci o sferă metalică de rază R mare, așa cum vedeți în desen, care coboară pe distanța H în apă, până când ajunge pe fundul apei, unde se oprește și trebuie să calculăm câtă căldură se degajă în acest proces. Pentru asta trebuie să calculăm variația energiei potențiale a sferei metalice. Atenție, vă arăt întâi rezolvarea greșită. De unde știm că se degajă căldură? Sfera are o anumită energie potențială în câmpul gravitațional al Pământului și dacă alegem configurația numită de energie potențială 0, poziția bilei pe fundul apei, atunci față de această poziție, energia potențială a sferei metalice este masa ei înmulțită cu accelerația gravitațională, înmulțită cu distanța de la ea până la fundul apei, cu distanța pe care o parcurge în timp ce va coborâ. Această energie potențială gravitațională se face tot mai mică pe măsură ce sfera coboară și, așa cum am spus, dacă considerăm că poziția ei pe fundul apei înseamnă configurația de energie potențială 0, ajunge să fie 0 atunci când sfera se oprește pe fundul apei. Dar sfera nu are energie cinetică după ce ajunge pe fundul apei, pentru că s-a oprit, înseamnă că toată această energie potențială se transformă în căldură. Să vedem cum se poate calcula masa sferei. Masa sferei este densitatea ei înmulțită cu volumul. Volumul sferei este 4π R la a treia supra 3. Și atunci masa sferei va fi 4π R la a treia supra 3 înmulțită cu densitatea. Iar energia potențială va fi atunci 4π o rază la a treia supra 3, volumul înmulțit cu densitatea, masa ori G ori H. Și pentru că, așa cum am spus, sfera nu mai are energie mecanică atunci când ajunge pe fundul apei, presupun că această energie potențială, care a dispărut în ghilimele, de fapt s-a transformat în căldură. Și atunci spun căldura care se degajă este 4π R la a treia supra 3 ρ G ori H. Întâi vă voi arăta că rezolvarea pe care tocmai ați văzut-o și deci această expresie pentru căldură este greșită și apoi vă voi arăta unde și mai ales de ce am greșit.
Lucrul mecanic al forțelor de frecare este cel care ne arată câtă căldură se degajă. Deci, dacă într-un sistem mecanic am forțe de frecare, atunci lucrul mecanic al forțelor de frecare luat în modul îmi arată câtă căldură se degajă. În problema noastră, sfera metalică coboară uniform, ceea ce înseamnă că avem echilibru dinamic și asupra ei acționează, așa cum vedeți în desen, trei forțe. Greutatea, forța arhimedică și forța de frecare. Și pentru că deplasarea este uniformă și avem deci echilibru dinamic, înseamnă că rezultanta acestor trei forțe trebuie să fie zero. Și atunci putem scrie că greutatea minus forța arhimedică minus forța de frecare este 0. Și de aici găsim că forța de frecare are expresia greutatea minus forța arhimedică. Este egală cu diferența dintre greutate și forța arhimedică. Atunci putem scrie greutatea este volumul 4πr la a treia supra 3 înmulțit cu densitatea și înmulțit cu g mic, aici am greutatea sferei metalice, minus, știm că forța arhimedică este greutatea lichidului dezlocuit. Deci înseamnă că trebuie să calculez greutatea apei care ar încăpea în volumul sferei metalice. Și atunci pot să calculez forța arhimedică, 4πr la a treia supra 3 înmulțit cu densitatea apei, asta ar fi masa apei care ar încăpea în volumul sferei metalice și dacă o mai înmulțesc și cu g mic, este greutatea apei dezlocuite, adică este forța arhimedică. Și în final, forța de frecare, o pot scrie, pot să dau factor comun 4πr la a treia supra 3 ori g mic, pe lângă rho minus rho apă, densitatea sferei, densitatea metalului din care e confecționată sfera, minus densitatea apei. Și atunci lucrul mecanic al forței de frecare în modul, pentru că de fapt lucrul mecanic al forței de frecare e negativ aici, deplasarea este orientată în jos, dar forța de frecare e orientată în sus, am deci un unghi de 180 de grade între ele, lucrul mecanic e negativ, dar pe noi ne interesează în modul cât este lucrul mecanic, ca să vedem câtă căldură se degajă. Deci în modul, lucrul mecanic va fi forța de frecare înmulțită cu deplasarea, adică cu H. Și asta înseamnă că dacă acum consider că acest lucru mecanic este egal cu căldura care se degajă, și așa este, pot să scriu pentru căldură expresia 4πr la a treia supra 3 înmulțit cu g, înmulțit cu h, înmulțit cu h deplasarea, pe lângă rho minus rho apă. Și dacă veți compara această relație care mi-arată căldura care se degajă cu ceea ce am obținut prima dată, veți observa că nu e același lucru. De fapt, căldura care se degajă e mai puțină decât cea pe care am calculat-o cu ajutorul variației energiei potențiale a sferei metalice. Pentru că acolo apare doar rho, iar aici apare rho minus rho apă. Și acum să vedem de ce. Vă rog să priviți cele două desene. Primul reprezintă poziția inițială a sferei metalice și al doilea poziția finală. Inițial, volumul marcat cu linie punctată era ocupat de apă, iar în final, volumul pe care l-a ocupat inițial sfera va fi ocupat de apă. Vedeți aceste două volume marcate printr-un cerc cu linie punctată. Deci ceea ce se întâmplă este echivalent cu ridicarea unui volum de apă egal cu volumul sferei pe distanța h. Și am greșit pentru că n-am ținut seama de faptul că atunci când sfera metalică coboară,
un volum de apă egal cu volumul sferei urcă pe aceeași distanță, pe distanța H. Rezolvarea corectă era următoarea. Variația energiei potențiale a sferei metalice este într-adevăr mgh. Dar această energie potențială nu se transformă toată în căldură, pentru că în timp ce sfera metalică coboară, trebuie să ridicăm un volum de apă egal cu volumul sferei metalice. Și atunci trebuie să scad din această energie potențială lucrul mecanic necesar ca să ridic acea masă de apă la înălțimea H, adică masa apei ori G mic ori H. Și această diferență este egală cu căldura care se degajă. Și dacă înlocuiesc acum masa sferei cu această expresie, masa apei cu această expresie, obțin această formulă pentru căldură, adică formula corectă și nu cea pe care am găsit-o întâia oară. Deci am greșit pentru că am uitat ceva. Am uitat că în timp ce sfera metalică coboară, se ridică apă. Dar de ce se comite această greșeală? De ce uităm de apa care urcă? Uităm pentru că, de obicei, când rezolvăm probleme în care corpuri urcă sau coboară cu scripeți, cu tot felul de alte mecanisme, lucrurile se petrec în aer. Și în aer nu ținem seama de faptul că atunci când un corp coboară, un volum de aer egal cu volumul corpului urcă. Dar în aer avem voie să facem acest lucru. Avem voie să neglijăm acest aspect. Pentru că densitatea aerului este de vreo 775 de ori mai mică decât densitatea apei. Un litru de aer cântărește cam 1,3 grame, adică de mii de ori mai puțin decât cât cântărește un corp solid care are cam același volum. În concluzie, ceea ce aș vrea să învățați din acest material este că trebuie să fim atenți să nu generalizăm aproximări care se pot face în anumite condiții, pentru că nu în orice condiții putem face aproximările respective. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!